Salutare de sub foarte mult soare, ceea ce este bine. Astăzi am venit cu wrap-up-ul lunii septembrie și trebuie să vă spun cu foarte, foarte mare bucurie în suflet că luna septembrie în materie de lecturi a fost mult, mult, mult mai bună decât luna august, care știm că a fost o tragedie totală. A fost chiar o lună idiotă, dacă îmi permiteți, și luna asta a fost mult mai bine și am avut parte de mult mai multe lecturi și foarte frumoase. E drept că unele din lecturile astea au fost audio, adică le-am ascultat pentru că am și făcut multe chestii și atunci m-am ocupat de multe lucruri și a trebuit să am lucruri, să am o carte care să-mi țină mintea ocupată în timp ce făceam chestii. Dar am avut lecturi frumoase, am avut parte de lecturi foarte frumoase, am găsit niște cărți foarte frumoase, din păcate n-am reușit să-mi termin cărțile de la Book Club, pe care le-am lăsat restanță pentru luna asta, dar oricum am și propuneri noi la Book Club, ce-a fost aia, așa. Dar hai să vă fac un rezumat, să vă zic așa cam ce am avut în luna septembrie. Am citit în total 8 cărți, mă rog, 7 că una n-am terminat-o, dar ajungem la ea și vă povestesc. Am avut așa, un rating de 1 stea, deja vă prindeți, un rating de 3 stele, 3 ratinguri de 4 stele și 3 ratinguri de 5 stele, ceea ce mi se pare senzațional. O să le luăm cât de cât în ordinea în care le-am parcurs cărțile astea și asta pentru că așa mi le-am notat eu aici, le-am în agenda trecute, că altfel, uit, știți, că la mine neuronul săracu e unul singur și se plictisește și de regulă are prea puțin spațiu pe hard ca să țină minte tot. Bun, și prima și a doua carte, de fapt, sunt dintr-o serie, am început încă o serie, da, cred că o să trebuiască să fac o listă serioasă cu seriile pe care le citesc în prezent, fiindcă le-am pierdut șirul. Așa, câte serii am începute și neterminate. Și am început o serie care se numește Ultimul Regat. Primul volum din această serie chiar așa se numește. Din ce am înțeles eu, este și serial. Nu știu dacă pe Netflix, dar este serial făcut după seria asta. Sunt o parte din cărți sunt traduse în română și nu le am, dar mă bântuie tare de tot gândul să-mi iau cărțile și acum nu știu dacă să le iau în engleză cu coperțile mai frumoase sau să le iau în română și nu e toată seria tradusă. Din ce am văzut eu, nu e toată seria tradusă în română. Sau, mă rog, câte cărți sunt apărute în serie, că nu știu. Cred că se publică în continuare la seria asta. Ultimul Regat. Și, deci, Ultimul Regat, primul volum și al doilea volum care se numește Călărețul Nopții. Astea le-am ascultat back-to-back pentru că mi-a plăcut atât de tare primul volum. Avem aventură, avem războaie, avem perioada Angliei sau, mereu, a Marii Britanii, dinainte de a fi Marea Britanie colonială, adică undeva pe la 1800, ceva de genul ăsta, în secolul IX, practic, se întâmplă toată acțiunea și avem o Mare Britanie, mă rog, sau ce a precedat Marea Britanie pe care o știm noi după aceea în istorie, pe care am studiat-o mai mult. Cărțile astea ca idee sunt un fel de ficțiune istorică, dar au așa și un pic de magie în ele, au un pic de element din ăsta așa de aventură. Da, nu știu cât este de... Având în vedere contextul istoric și perioada istorică la care se referă, adică sunt niște perioade în care documentările științifice din perioada respectivă sunt foarte slabe, nu știu cât de accurate sunt poveștile astea, dar ca idee sunt foarte frumoase. Mie mi-a plăcut tocmai din prisma aventurii și a elementului ăstuia, nu știu, pe care nu l-am mai întâlnit de mult timp. Îmi plac cărțile de aventură. După cum v-am zis, astea sunt cărțile de adult pe care am început eu să le citesc și cumva mi-au câștigat o parte mare din suflet și au rămas cu mine și n-am mai găsit de mult o carte de aventură. Da, sunt astea de fantasy, au un element așa de aventură, de război, de mister în ele, dar nu la nivelul cărților strict de aventură și astea au atins
punctul ăla, they hit the spot, știți, pentru dorința mea de aventură și de asta mi-au plăcut foarte, foarte tare. Sunt niște cărți pe care eu personal nu le-aș recomanda copiilor sau, nu știu, adolescenților până în 14 ani, pentru că sunt destul de grafice, adică se întâmplă destul de multe lucruri grafice acolo, sunt, limbajul este destul de interesant, adică nu l-aș recomanda dacă sunteți mai micuți de 14 ani, de alta, dar sunt niște lucruri care se spun acolo, sunt niște descrieri destul de grafice și e bine să ne ținem la distanță de ele. Da, despre ce este vorba? Personajul nostru principal este Uhtred de Bebbanburg, un tip care este în copilăria lui răpit de danezi. La vremea respectivă, britanicii sau englezii sau triburile engleze, că ei erau organizați tot așa, în fel de triburi, un soi de... da, mini colonii din astea erau în perioada respectivă, acolo unde știm noi că e acum Marea Britanie, și erau atacați de danezi. Danezii care la vremea respectivă erau considerați ca fiind cei mai fioroși din lume, erau mai fioroși decât vikingii, decât norvegienii, decât toți la un loc, și erau atacați de danezi. Și perioada aia istorică la care face referire seria asta, sau cel puțin cartea, prima carte, este perioada în care danezii erau cât pe aici să cucerească toate teritoriile britanice din prezent, ceea ce dacă s-ar fi întâmplat nu avem Marea Britanie la momentul actual, probabil, cine știe. Dar îl avem pe acest Uhtred de Bebbanburg, care este răpit într-unul din războaiele astea, este răpit de danezi și pentru că, nu știu, uneia din căpeteniile daneze, i-a plăcut de el, i s-a părut simpatic, el avea vreo, cred că 6-7 ani, ceva de genul ăsta la vremea respectivă, l-a cruțat, nu l-a omorât, cum ar fi făcut în mod normal, și l-a lăsat să trăiască, l-a răpit efectiv, l-a introdus în tribul lui, în colonia lui, și l-a crescut ca fiind danez. Și de aici începe toată povestea, cum el a crescut, de fapt știind că este englez, dar crescut de danez, și cum cumva a preluat și din trăsăturile astea daneze și din obiceiurile daneze și chiar și religia. În perioada respectivă, partea asta de Anglie fusese creștinată și era o obsesie curentă, o să vedeți dacă ajungeți la cărțile astea, că era o obsesie curentă cu creștinismul, totul trebuia creștinat. Și ei erau, nu știu ce religie aveau, credeau în zei și în toate chestiile astea. Și cumva Uhtred preia atât religia englezilor, dar cât și religia danezilor. Și este un joc din ăsta, când devine adult, este un joc din ăsta în care trece de partea englezilor când îi convine, dar trece înapoi de partea danezilor atâta timp cât mai are susținere, pentru că el nu este, bineînțeles, iubit de toată lumea, de toți danezii, dar având în vedere că el a fost înfiat de căpetenia danezilor, a fost respectat ca și cum ar fi fost copilul căpeteniei. Și v-am zis, jonglează pe parcursul vieții lui cu chestia asta, așa nume, cu că ba este de partea danezilor, ba este de partea englezilor, când îi convine, cum îi convine, are avantajul că vorbește ambele limbi foarte bine și atunci se poate muta foarte ușor. În cartea a doua, continuăm, el este adult, este deja mare, are 20 și ceva de ani. Continuăm cu perioada în care danezii chiar erau să cucerească toate triburile astea engleze. Mai rămân foarte puține zone necucerite de danezi și el, Uhtred, este deja de partea englezilor și luptă. Acum chiar luptă pentru că el vrea să-și recapete, odată cu luptele astea, vrea să-și recapete și moșiile lui pe care le pierduse printr-un alt complot. Că na, știți, englezii în istoria lor tot timpul au complotat unii împotriva altora sau subminat unii pe alții ca să-și fure averile. No. Și este interesant. Și aici îl urmărim ca adult și tot așa, războaie multe, urmăresc foarte multe lucruri, se întâmplă foarte multe lucruri, nu pot să vă dau foarte multe spoilere că a stricat din farmecul cărților, dar v-am zis, mie mi-au plăcut foarte, foarte tare pentru, din latura asta de aventură, război, aventură, sunt sângeroase războaiele, adică totul, că de-aia zic, totul e grafic și descris ca atare, adică nu te, sunt înjurături acolo,
pe față, nu se ferește nimeni de ele, da? Deci, astea au fost primele două cărți cărora le-am dat 5 stele, pentru că, după cum vedeți, mi-au plăcut foarte, foarte tare și v-am zis. Încerc să, dacă aveți seria, spuneți-mi și mie dacă este toată seria tipărită la noi și tradusă în română și dacă merită să o iau în română sau în engleză. Apoi, o altă carte pe care am citit-o și de care am fost foarte, foarte, foarte entuziasmată a fost Secretul Menajerei, volumul 2 din Menajera, pentru care deja am făcut un live cu Ildico și cu Ștefania. O să vi las în descriere, în care am vorbit, că am vorbit și despre primul volum. Vi las și pe acela în descriere. Și am povestit despre, în al doilea live, despre această carte. Mie personal mi-a plăcut foarte tare și mi-a plăcut chiar mai mult decât prima carte. Mi s-a părut că autoarea s-a descurcat mult mai bine cu personajul și cu acțiunea. Acțiunea a fost cumva mai închegată, au fost mai puține elemente, deși noi în live am disecat destul de multe lucruri, au fost mai puține elemente care să-mi dea un semn de întrebare major, că bă, stai un pic că lucrurile astea parcă nu se pupă, parcă nu sunt ok, parcă nu... Așa. Deci, pentru cine nu știe, primul volum este, în primul volum avem pe Mili, care își caută de lucru și își găsește un job de menajer la o familie bogată și trece prin tot felul de experiențe. Și în al doilea volum continuăm cu Mili, care ne arată o altă latură a ei, cumva, în sensul că încearcă să fie un om mai bun față de primul volum, față de cum am lăsat-o în primul volum. Încearcă să fie un om mai bun, este la facultate, are una în job, trage foarte tare pentru acel job, încearcă să are un iubit și încearcă să navigheze, să aibă o viață normală. Doar că obsesia ei de a salva femeile aflate la ananghie nu o lasă în pace și din cauza asta cumva se dărâmă tot în jurul ei și din cauza asta are și mari probleme, pentru că naivitatea ei de a nu face mai multe cercetări, de a nu se uita mai atent la cazurile pe care le preia, o bagă și mai tare în bucluc și ajunge să fie acuzată de crimă și ajunge să fie acuzată de furt și ajunge să... chiar pe punctul să fie arestată și, cum ziceam, toată lumea în jurul ei se dărâmă. Dar mi-a plăcut că de data asta, deși autoarea a luat cumva o parte din scheletul primei povești, a răsucit cumva totuși și nu e identică cartea cu primul volum. Știți, pentru că există obiceiul ăsta, cel puțin în America, când o carte are un succes, și o să vorbim imediat de una care e cam așa, vine volumul 2, pe acela schelet sunt schimbate puțin doar personajele și doar povestea așa de umplutură e schimbată, dar scheletul e același. E, aici nu e așa, adică aici, deși știm că trebuie să meargă pe o anumită temă autoarea, a schimbat cumva povestea, ceea ce a făcut-o mult mai interesantă pentru mine, pentru că nu mă așteptam, adică mă așteptam să meargă tot pe scheletul primei cărți. Și mi-a plăcut că a existat plot twist, cum ziceam, până în ultima frază. Povestea cu pastilele. Da, știu că fetelor, din ce am înțeles, nu prea le-a dat, nu știu, cu plus povestea asta, dar mie mi-a plăcut, mie mi s-a părut interesantă și, cum v-am zis, eu o creditez cu pe Mili cu multă inteligență, parcă ea nu știe că e atât de inteligentă și că e atât de capabilă, parcă e genul ăla de personaj care n-are încredere în ea și totuși reușește să facă, că are cât un spike din ăsta de inteligență și face cât o chestie de te lasă așa mască, dar mi-a plăcut foarte tare cartea. Sunt foarte curioasă dacă voi ați citit-o, dacă vouă v-a plăcut mai mult primul volum sau al doilea. Let me know. Și apoi, o altă carte pe care am ascultat-o inițial în varianta audio, dar am zis că trebuie să o am și fizic, și este, cum ziceam, genul de carte care a avut succes la primul volum și după aceea au fost alte două volume scoase pe același schelet, doar ca să mai facem niște bani. De-aia nu știu dacă voi citi volumul 2 și 3, dar primul l-am luat fizic pentru că vreau să-mi fac notițe pe el și dacă sunteți la mine în membership, dacă nu vă invit să faceți parte din membrii canalului meu, o să discutăm cartea asta, pentru că asta este o carte recomandată, cred că de Alexandra, parcă de Alexandra, care este membru pe canalul meu și mi-a recomandat cartea asta când am discutat acolo pe membership, întrebasem dacă au recomandări de cărți interesante care li s-au părut cumva, nu știu dacă revelatoare, dar cumva le-au ajutat în viață și asta a fost una din propuneri. Și mi s-a părut o carte foarte frumoasă și foarte interesantă, pentru că
se învârte în jurul întrebării de ce sunt eu aici, ce caut eu aici. Și e o întrebare puțin mai profundă decât pare la prima vedere, că inițial o să ziceți, da, păi eu sunt aici că filmez sau eu sunt aici fizic, că nu știu ce, dar trebuie să stai să te gândești puțin la întrebarea asta mai profund și întrebarea se referă de fapt la ce caut eu pe pământ, da, care e scopul meu în viață de fapt. Și toată cartea se învârte în jurul acestei întrebări, construind o poveste relativ bănăluță, cumva povestea asta seamănă și cu până nu se răcește cafeaua, parcă. Deci, cumva, până nu se răcește cafeaua, îmi dă impresia că asta a vrut să se mene. Nici nu știu care a fost prima scrisă sau așa și nici nu are importanță. Cert este că asta mi s-a părut cumva mai simpluță și mai explicită, până nu se răcește cafeaua, nu mi-a plăcut, știți că nu mi-a plăcut, că mi s-a părut așa ciudată și fără cap și fără coadă. Anyway, da, v-am zis, mi-am luat cartea fizică să o am să fac notițe pe ea, fiindcă mi se pare interesantă și sunt câteva întrebări din astea care chiar te pun pe gânduri. Iarăși, un alt lucru pentru care eu aș recomanda cartea asta este că îți explică foarte clar de ce sunt reclamele create și cum reclamele îți dau acea stare de neajuns și te fac să cumperi chestii și îți induc ideea că numai dacă cumperi acele chestii te vei simți bine și așa mai departe. Este un exemplu foarte, foarte explicit, foarte clar pentru aceia care încă n-au înțeles și numai pentru asta eu aș recomanda cartea asta, da. Asta i-am dat 4 stele, n-am putut să-i dau 5 că totuși nu e atât de revelatoare încât să mă dea pe spate, dar mi-a plăcut foarte, foarte, foarte tare. O altă carte pe care am ascultat-o și am ascultat-o pentru că pur și simplu trebuia să ascult ceva super simplu, făceam ceva complicat la dressing și voiam să aud ceva, dar nu ceva pe care să mă concentrez foarte tare și am văzut pe Voxa, primul lucru care mi-a apărut a fost Să te mut. Este o altă carte, cred că este a treia carte, dacă nu mă înșel sau nu știu a câta, a lui Andrei Ciobanu, pe care s-ar putea să-l știți de pe TikTok mai nou sau din stand-up, pentru că el face stand-up comedy. Nu pot să zic că l-am urmărit foarte intens și nu pot să zic că îmi plac glumele lui în mod special, nici cartea asta nu m-a dat pe spate, dar a fost o carte lejeră în care el povestește cumva, el zice că povestea e reală, dar evident că nu e reală sau nu la nivelul ăsta, nu e atât de reală, probabil există un sâmbure de adevăr undeva în străfundul ei, dar nu cred că s-au întâmplat lucrurile chiar așa. În care el povestește cum când s-a mutat în București în chirie a avut probleme cu administratora de bloc, care era o babă de aia comunistă de pe vremea comunismului, cu mentalitatea ei rămasă în urmă și cât trebuia să urmărească pe toată lumea și făcea pe detectivul și se întâmplau tot felul de lucruri urâte. Da, și povestea în sine este scrisă într-un mod super amuzant și super simpatic și super relaxant, așa. Nu e o capodoperă literară sub nicio formă, nu e nicio carte care să vă-ți, dea o stare anume, nu e nicio carte de pe urma căreia să rămâi cu ceva, este pur și simplu o poveste amuzantă. Da, v-am zis, mie personal nu mi se pare interesant stand-up-ul pe care îl face Andrei Ciobanu ca idee. Așa mai are niște răsăriri pe TikTok, am văzut că mai apare pe pagina de TikTok neurmărindu-l frecvent, în care mai zice câte o chestie interesantă într-un mod mai amuzant, dar nu pot să zic că e, nu știu, un personaj pe care să-l urmăresc cu interes. În general, mie stand-up-ul din România nu-mi place la ora actuală, mie nu-mi place stand-up-ul, mi se pare că este un nivel din ăla înfiorător de jos de glumă proastă. Știu că am mai auzit comentarii la adresa părerilor mele că am zis chestia asta, dar efectiv nu mi se pare interesant, adică faptul că încep să scoți diverse organe sexuale sau nu pe scenă și să înjuri la fiecare trei cuvinte, asta nu e comedie. Nu-s glume. Adică pe mine nu mă amuză că încep și înjuri la fiecare trei cuvinte și îți bagi și scoți și îți faci și vorbești urât și doar ca să fii la nivelul publicului. Nu. Și iarăși mă deranjează atitudinea unor comedianți din ăștia de la noi care cumva încearcă să le dea impresia tinerilor din ziua de astăzi că
ei au inventat stand-up comedy în România sau că ei l-au adus de afară. Da, bine, și Toma Caragiu și Amza și Jean Constantin și restul care stăteau în fața unui microfon și la fel spuneau glume, poate erau glume conform perioadei lor, dar erau glume și erau fără înjurături, ce credeți? Nu spun neapărat că alea erau mai bune, dar spun că puteau să facă glume și fără să înjure. Unii dintre ei chiar aveau haz și chiar aveau mult umor și reușeau să facă chestia asta fără să vorbească urât și fără să înjuri. Și de asta, pe mine, ideea asta de stand-up din ziua de astăzi mă deprimă total, pentru că nu putem să mai facem nimic fără să înjurăm, adică fără să vorbim urât, fără să... Da, și înțeleg că pentru unii oameni chestia asta pare amuzantă, dar nu este amuzant. Adică nu are de ce să fie amuzant. E din contră, mie mi se pare tragic. Dar, anyway, ăsta e alt subiect. Apoi, următoarea carte pe care am luat-o și ați văzut-o în ultimul book haul, pe care de altfel vi-l linkuiesc în descriere, pentru că am fost foarte entuziasmată când am apărut în book haul-ul meu, este Electra. Da, am luat-o pentru că mi-a plăcut foarte tare coperta și pentru că mi-a plăcut și Ariadna și trebuia să fie acolo pe, mai sus decât o vedeți voi, pe raft, și cum a venit m-am apucat de ea pentru că nu am putut să mă abțin. O aveam și pe Voxa de altfel, dar am preferat să o am fizic. Care Electra este... acțiunea din Electra se întâmplă în perioada războiului troian. Povestea aici, spre deosebire de Ariadna, este împărțită la trei personaje: Electra, Cassandra și Clitenestra. Clitenestra, din ce am înțeles, dacă am înțeles bine și dacă am reținut bine, este sora geamănă a Elenei. Am înțeles de la fetele de la Book Club-ul meu că există și o carte scrisă Clitenestra, care a fost de altfel soția lui Agamemnon, care a dus tot războiul troian pentru Menelau. Menelau, cel care era soțul Elenei. Elena care a fugit cu Paris. Și asta le spuneam și fetelor de la Bucla, că mi-ar plăcea o carte, o reinterpretare cu o carte scrisă din perspectiva Elenei. Pentru că aici, în cartea asta, cel puțin se lasă impresia cum că Elena era iubită de Menelau și chiar și după războiul troian a fost iertată și primită acasă. Și în același timp era iubită și de Paris și de familia lui Paris, adică a reușit să se facă iubită de toată lumea, Elena, nu știu, era așa magică. Dar citind cartea asta mi-am dat seama că mi-a plăcut mai mult Ariadna. Știu că Ariadne i-am dat 4 stele inițial și după ce am terminat cartea asta i-am dat 5 stele. Am schimbat ratingul, ceea ce eu nu prea fac. Am schimbat ratingul la Ariadna pentru că mi-a plăcut mai mult. Mi s-a părut cumva povestea mai concentrată în jurul Ariadnei, deși nici Ariadna nu era personajul principal în povestea aia, dar cumva povestea povestită din perspectiva ei și, nu știu, era, sentimentele acolo au fost mai intense în cazul Ariadnei și mi-am dat seama că mi-a plăcut mai mult. Electra, în schimb, aici chiar n-a fost personaj principal, a avut câteva intervenții așa și singurul lucru prin care s-a remarcat a fost obsesia pentru tatăl ei. Și acum am înțeles de ce în psihologie se vorbește despre sindromul Electrei. Am înțeles în sfârșit încă o chestie de care suferă mama, mulțumim, așa, pentru că tot dădusem de treaba asta citind chestii legate de psihologie, am dat de sindromul Electrei și nu înțelegeam care-i treaba. Este inversul lui Oedip, știți? Sindromul lui Oedip este invers, da? Aici este fata care este obsedată de tatăl ei, care își venerează tatăl, și ăsta este cam singurul lucru major pe care l-am extras din cartea asta legat de Electra. În rest, nu a fost un personaj emblematic, nu a contribuit la istorie cu foarte mult, nu a făcut foarte multe lucruri și mi-a plăcut mai mult perspectiva Clitenestrei. De aia o să și vreau să cumpăr cartea cu Clitenestra, dar aia cred că e apărută la editura 3, dacă nu mă înșel, nu la Litera, cum este asta și Ariadna, și e scrisă de altă autoare. Și mi-a plăcut mai mult perspectiva Clitenestrei și cumva o înțelegi mai bine și de aia nu pot să empatizez foarte mult, cel puțin eu n-am putut cu Electra. N-am putut să empatizez foarte mult cu Electra și n-am putut să o accept în totalitate. Adică i-am înțeles punctul de vedere până la un anumit
moment, dar după aia, nu știu, parcă nu puteam să, adică mi se părea absurdă obsesia asta ei. Iar Cassandra în sine n-a avut un rol, nu știu, nu, nici nu știu exact care să zic că a fost rolul ei acolo în poveste. A fost așa, cât de cât, că era prevăzătoare și cam atât. Dar da, frumoasă povestea de altfel, interesantă alternarea asta de personaje, dar mai mult mi-a plăcut Ariadna. I-am dat 4 stele cu toate astea pentru că a fost frumoasă, adică în sine povestea e frumoasă și merită citită, dar mi-a plăcut mai mult Ariadna. Penultima carte de care vreau să vă vorbesc este Viața fără limite sau Life Without Limits, a lui Nick Vujicic. În cazul în care, nu știu, ați intrat pe internet în ultimii 10 ani sau ați intrat pe Goodreads sau ați trecut printr-o librărie, este imposibil să nu fi văzut cartea lui Nick Vujicic sau să nu vă fi rămas personajul în minte, pentru că el are o chestie deosebită și anume s-a născut fără mâini și fără picioare. Este o malformație, să zicem, destul de rară, de care s-a născut, cu care se nasc unii oameni. Și el a avut neșansa să se nască fără mâini și fără picioare. Și eu intenționam să citesc de foarte mult timp cartea asta. Știți, eu malformație, el malformație, mă gândeam că poate ne conectăm undeva și găsesc ceva suport moral, măcar în ceea ce îl privește. Și am tot amânat cartea asta, nu știu, din vari motive, nu știu să vă zic de ce, o amân de ani de zile. Și tot așa am dat de ea pe Voxa și zic, ia hai mă să-i dau drumul să vedem cum este cartea asta. Cartea în sine, da, se vrea a fi ceva motivațional sau motivator sau pozitiv pentru persoanele care au o perioadă mai grea sau au o dificultate sau au o malformație sau au probleme sau au rămas, nu știu, cu o dizabilitate în viață și așa mai departe. Dar ce m-a deranjat foarte tare la cartea asta și nu pot să termin, n-am putut să o termin din cauza asta este că Nick este în momentul de față evanghelist, cred că într-o biserică din asta metodistă sau ceva de genul. Și de fapt cartea asta se vrea a fi o metodă prin care să atragă oamenii la convingerile lui spirituale. Ok, înțeleg ideea că poate trebuie să fii recunoscător pentru ceea ce ești, cum ești și așa mai departe și că așa cum zice el, a repetat în primele 5 capitole, Dumnezeu are un plan cu mine. Ok, înțeleg ideea asta și pot să o accept până la un punct. Dar hai să trecem peste, știți? Adică hai să încercăm puțin să discutăm din perspectivă tehnică, să discutăm din perspectivă umană, să discutăm din perspectivă, din perspectiva zilelor obișnuite în care tu, ca om cu o malformație, trebuie să te descurci în viața asta, știți? Și cum trebuie să te adaptezi la lume și cum trebuie să îi faci pe oameni să înțeleagă că nu ești la fel ca ceilalți și așa mai departe. Ori eu n-am găsit treaba asta, eu am găsit doar o tentativă din asta de a, știi, ți-e rău, nu-i problemă că ți-e rău, bucură-te că ți-e rău, mulțumește lui Dumnezeu că ți-e rău. Ce contează că altora le bine, e bine? Tu bucură-te că ți-e rău, că are Dumnezeu un plan mai mare cu tine și o să-ți fie bine la un moment dat. Ori oamenii cu malformație și oamenii care au o problemă sau au o dizabilitate trebuie să simtă și că le este bine, nu la un moment dat, ci acum. Și dăm soluția pentru că oare să-mi fie mai bine acum. Sau ajută-mă să înțeleg cum să fac să mă obișnuiesc cu dizabilitatea mea acum ca să-mi fie mai bine. Nu doar credința, că ok, sunt de acord. Că în special pentru oamenii cu dizabilități, credința poate să fie un refugiu foarte important și poate să fie un refugiu bun. Chiar este indicat să încerci să-ți îndrepți atenția și acolo și nu e nicio problemă cu asta. Dar de aici și până la a-ți acapara toată viața și de a prezenta lucrurile într-un fel în care totul se învârte numai în jurul credinței și tu trebuie să faci totul numai din perspectivă religioasă și totul trebuie să fie numai din perspectiva bisericii, mi se pare prea mult. Știți? Ori cartea asta, din păcate, m-a dezamăgit foarte tare, de-aia am dat o stea, pentru că m-a dezamăgit foarte tare, mă așteptam la mai mult de la ea.
Sunt anumite porțiuni în care încearcă să te încurajeze, dar încurajările sunt de genul postări din alea pe Pinterest. Lasă că mâine o să fie mai bine. Da, mulțumesc. Mă ajută foarte tare. Știți? Adică dăm ceva mai concret. Tu care ești un om care trece printr-o... care are o malformație, are o dizabilitate gravă, care, pentru care lumea nu este pregătită. Adică te-ai născut într-o lume care nu e adaptată la tine, total neadaptată la tine. Prezintă chestia asta. Cum te-ai adaptat tu? Cum faci tu lucrurile? Povestește așa din puțin, din copilăria lui, de cum a început el să meargă, de cum a început decis el că în loc să se sinucidă mai bine... se apucă și se luptă cu viața și încearcă să facă ca lucrurile să meargă și să se adapteze la lume, dar sunt infime față de mesajul ăsta profund religios pe care încearcă să ți-l bagă. Nu, că trebuie să crezi în Dumnezeu și că fără credință în Dumnezeu nu o să-ți iasă nimic și că tu dacă nu prima dată nu te mulțumești cu credința în Dumnezeu nu o să-ți iasă nimic. Și tot chestiile astea, mesajul ăsta, știți, profund religios, let me live. Știți? Adică dacă nu m-a ajuns, măcar lasă-mă în pace. Da, și da, n-am putut să o termin, din păcate asta a fost cartea pe care n-am terminat-o, e un DNF. Și ultima carte de astăzi, care este și cea mai voluminoasă și cea mai mare și cumva din cauza ei nu am reușit să termin cărțile de la Book Club, le-am început, dar nu le-am terminat, este Babel, care este monstruoasă. De asta locul era aici, așa am scos-o ca să vă arăt. Babel, care este o carte pe care v-am zis că eu aștept de foarte mult timp la noi, scrisă de R.F. Kuang, eu am în engleză, o găsiți la Cărturești și am așteptat-o, tradusă în română, de când a apărut. Anul trecut a fost un hype general cu ea pe BookTube internațional și am crezut că o să traducă și la noi. Citind-o, mi-am dat seama de ce nu a fost tradusă și este foarte posibil, 1, să nu fie tradusă, 2, să o traducă mai târziu, pentru că este complicată. Pentru că aici, în primul rând, unul din subiectele principale ale cărții este etimologia cuvintelor. Deci ăsta este unul din principalele subiecte și se dau exemple de cuvinte și de etimologiile lor și de unde vin și familia lor de cuvinte și de unde au răsărit și așa mai departe și rădăcinile în ce limbi sunt și așa mai departe, ceea ce înțeleg că o poate face foarte greu de tradus, mă refer la carte. Și atunci înțeleg aspectul ăsta, da? O poate face greu de tradus. Plus că sunt multe referiri și multe cuvinte în chineză, multe fraze în chineză, pentru că personajul nostru principal este de origine chineză și personajul nostru principal, ca să intrăm în poveste, este Robin. Robin Swift este numele pe care și-l alege el în momentul în care este adoptat. Este luat din canton de un profesor englez care îl ia aparent din bunăvoința inimii lui, ca să spunem așa, îl ia din casa lui, era o epidemie de holeră, la momentul respectiv în canton mama lui Robin moare de holeră și el este pe cât pe aci să moară de holeră, dar vine profesorul ăsta, îl salvează, îl duce în Anglia, îl educă. Și după aceea el intră la Oxford. La Oxford unde este, că de-aia avem și Oxfordul pe copertă, la Oxford, unde este centru de traducere, centru de, da, nu-mi vine acum un corespondent în română al frazei, este centrul regal de traducere, adică centrul unde se fac traducerile din multe limbi. Și Robin este luat, de fapt, de profesor de acolo și educat pentru că aveau nevoie de cineva care să facă traduceri bune din chineză sau în chineză, din engleză în chineză. Și de aici începe o întreagă nebunie. În momentul în care el ajunge la Oxford, începe să se pună problema eticii traducerilor, pentru că își dă seama că lumea sau lucrurile sau politicile sau chiar și schimburile de mărfuri pot fi foarte ușor manipulate prin traduceri. În funcție de conotația pe care o dai cuvintelor, că de-aia zic, se discută foarte mult de etimologia cuvintelor, în funcție de conotațiile pe care le primesc cuvintele
și traducerile pot fi manipulate și începe să-și pună ușor-ușor problema dacă este etic ceea ce face el, dacă manipularea oamenilor prin fraze, prin cuvinte, este etică. Și ușor-ușor ajunge să facă parte dintr-o societate secretă. Eu inițial credeam că această societate secretă este de tipul, nu știu, cum vedem noi prin filmele americane, sunt acele societăți secrete în universitățile mari, societăți secrete create de studenți și nu știu ce. E mai complexă treaba de aici și societatea asta secretă ajunge să-i dezvăluie lui Robin niște probleme mult mai profunde la nivel politic. Vorbim de Anglia pe la 1830, începutul perioadei victoriene, mai exact, că se vorbește chiar și de încoronarea reginei Victoria și este vorba de Imperiul colonial britanic. Aici se vorbește foarte mult și despre capacitatea sau despre forța pe care îl avea Imperiul britanic ca și colonie. Este interesantă perspectiva și mi-a plăcut foarte, foarte tare cartea asta. Din fericire nu m-a dezamăgit, că mă așteptam să fie și o dezamăgire undeva, fiind atâta hype în jurul ei. Dar cumva pune foarte multe aspecte în discuție, cum am zis, de la asta cu etimologia cuvintelor. Te face puțin, poate părea plictisitoare, cei mai mulți dacă veți citi cartea asta și nu vă place ideea de a diseca cuvintele și așa mai departe, s-ar putea să vi se pare plictisitoare și este cumva cea mai plictisitoare partea asta cu etimologia, că la un moment dat se succed mai multe cuvinte și explicații pentru cuvintele alea și de unde vin și corespondenții lor din alte limbi și așa mai departe și legătura pe care o au cu alte cuvinte, știți? Și sunt câteva pagini cumva la rând care sunt plictisitoare, dar pot să le parcurgi, adică pentru mine n-a fost chiar așa dramatic. M-a făcut cumva să fiu un pic mai atentă la cuvintele pe care le folosim, pentru că v-am zis, de multe ori folosim cuvinte care nu au sens, a căror sens nu-l cunoaștem foarte bine și așa mai departe și chiar este foarte interesantă partea asta de etimologia cuvintelor și merită studiată mai mult. Deci odată te face să te gândești la asta, după aceea sunt foarte multe aspecte filozofice. Povestea în sine este frumoasă, dacă vreți să o luați din perspectiva adolescentină, sau un puști care este adoptat, un puști care e chinez, a cărui poveste se dovedește că este puțin mai amplă și că n-a fost el adoptat așa doar pentru că era el pe punctul să moară de holeră și că i s-a făcut profesorul lui Milă. Nu, 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 povestea e mai complicată între ei doi, o să vedeți. Deci povestea poate fi tratată din perspectiva adolescentină, care e foarte frumoasă, nu e nicio problemă, sau dintr-o perspectivă puțin mai filozofică. Ceea ce mi-a plăcut foarte tare la cartea asta, pentru că te face odată să te gândești, cum ziceam, la cum poți manipula situațiile sau anumite aspecte ale vieții folosind anumite cuvinte, folosind anumite fraze, cum suntem câteodată manipulați și dacă vă uitați prin presă, se întâmplă treaba asta când lucrurile sunt traduse intenționat cu un anumit sens. Când iarăși te pune să te gândești la ideea de loialitate, către cine trebuie să fii loial? Către cei care te cresc și te ajută să te dezvolți sau către originile tale reale. Iarăși te pune să te gândești la, există perspectiva asta filozofică a Imperiului Britanic care avea puterea și cum prin putere controla pe toată lumea și n-avea scrupule, adică cu scopul de a face bani și cu scopul de a crește și de a obține putere, nu avea scrupule, ceea ce nu e foarte departe de adevăr, că dacă ne uităm puțin în istorie și vedem cum s-au comportat britanicii în India și pe unde au mai ajuns ei, nu e departe de adevăr, adică cumva noțiunile astea nu sunt departe de realitate istorică și mi-a plăcut foarte tare din perspectiva asta. Cartea are o profunzime în sine, cartea, mai amplă decât am putut eu să-mi dau seama. Foarte puțin din booktuberii din afară pe care i-am urmărit au prins esența asta mai profundă a cărții. Majoritatea au descris-o din perspectiva
pop culture, ca să spunem așa, povestea și așa mai departe, interesantă, că s-a întâmplat, că se întâmpla pe la 1830 și nu știu ce. Dar în sine povestea este mai complexă și mai amplă. Iarăși Robin ajunge să-și găsească un fel de familie acolo la Oxford și se întâmplă foarte multe lucruri cu acea familie și ajunge pentru prima dată să simtă dragostea aia de familie și prietenia adevărată și în același timp trădarea profundă, imensă. Înțelege cât de dureroasă poate să fie trădarea. Și foarte interesantă cartea, dacă, v-am zis, e în engleză în momentul de față, dacă reușiți să dați de ea și dacă vă ajută așa, eu o să vă las link către ea, dar mie mi-a plăcut foarte tare, i-am dat 4 stele tocmai pentru că are partea aia puțin mai plictisitoare și a curs mai greu în părțile alea, că probabil o terminam mai repede, că ea în sine e voluminoasă, dar se citește foarte repede. Este partea mai cu etimologia, cu complexitatea cuvintelor și așa mai departe, că mi s-a părut puțin plicticoasă și mie, dar v-am zis să nu vă dea în lături pentru că povestea în sine este mai amplă și mai frumoasă. Da, Babel 4 stele, mi-a plăcut la nebunie, sigur, sigur o să ajung și la Yellowface, totalul R.F. Kuang, care este o autoare foarte iubită în state cel puțin și care ea a studiat la Oxford, by the way, și care a, cum să zic, e apreciată foarte tare, are un stil diferit pentru scritorii contemporani, mi se pare că are un stil diferit și se vede că este mai profundă și facem mult mai mult research decât un autor contemporan. Pot să spun lejer că este una din cărțile bune contemporane care are mai mult decât stratul de la suprafață, ăla simplu, pe care când citești o carte doar așa ca să te relaxezi. Are și un substrat mai profund, mai intens și, în general, cărțile contemporane nu prea mai au treaba asta și de aia mi se pare foarte interesantă autoarea și, cu siguranță, voi mai citi și alte cărți, nu numai Yellowface, dar acum asta urmează de la ea, neapărat Yellowface. Da, și astea au fost cărțile pe care le-am citit eu și pe care le-am iubit sau despre care am avut păreri luna asta. Spuneți-mi desigur dacă ați citit cărțile astea și ce părere ați avut despre ele și de asemenea ce citiți sau ce alte recomandări aveți pentru mine sau ce ați citit în septembrie. Lăsați-mi în comentarii, că se pare că merg comentariile. Yes! Doamne ajută! Vă mulțumesc, vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!